mergem mai departe cu categoria Inovatorul Anului. Pentru mânarea premiului, o invit alături de noi pe scenă pe Ancuța Paraschivoiu, coordonator site-ul capital.ro. Felicitări nominalizaților și câștigătorilor din această seară. Și revenind la câștigătorul acestei categorii, premiul merge la Ștefan Lucian, Global Records. Ștefan Lucian, v-ați dat seama, este cunoscut sub pseudonimul producătorul Inei și descoperitorul Inei. Din păcate nu este alături de noi în seara asta, iar premiul va fi ridicat de Camelia Cavadia de la Fabrica de PR, companie care reprezintă Global Records. Și în timp ce Camelia se apropie de noi, o să spun câteva cuvinte în plus despre Ștefan Lucian. Nu a avut susținere financiară de când era mic, dar a fost înzestrat cu inteligență și talent. A fost un adevărat vizionar, a știut de mic cum arată marketingul viitorului, a inovat în fiecare an mai mult și mai mult, până când a cunoscut-o pe Ina, cu care a dat lovitura în muzică. A urmat apoi Global Records, Global Influencers, care reunește zeci de artiști și influencer celebri sub platforma Global Talent United. În seara aceasta este un eveniment important Global Records și de aceea Lucian nu poate fi prezent la acest eveniment, dar eu mă bucur foarte tare că este Shelly și că am întăriri consistente, așa că o să-l las pe el să vorbească mult mai bine decât mine. Mulțumesc! Cred că acum ați înțeles și ținuta, pentru că acolo mă duc și eu la petrecerea Global care se organizează în fiecare an. Ce pot să spun? Eu cunosc pe Lucian de mai bine de 3 ani de zile și ce am admirat întotdeauna la el este faptul că nu știe să fie un șef, știe să fie un leader. Asta e o diferență foarte importantă. Știe de asemenea să fie foarte sincer și să-ți spună din prima dacă crede în ceva sau nu crede în ceva. Am o colaborare foarte, foarte bună cu el și este un prieten foarte bun de-al meu. Cred că e un reper în industria de entertainment de la noi și un vizionar. Cred foarte mult în proiectele pe care le va dezvolta și în 2020 și în anii care vor urma, pentru că întotdeauna mi-a demonstrat că știe să fie cu un pas înaintea pieței. Așadar, fericitări, Luci!